Această emisiune este realizată cu sprijinul Dacia. Ultima pomană a porcului din iarna ce tocmai s-a terminat a avut loc în mod spectaculos la Balvanioș în Covasna, mare concurs al gusturilor tradiționale, al portului popular, al măestriei în prepararea porcului, să te lingi pe degete. Doar copiii mai pot duce în viitor cântecul și jocul popular cu ajutorul profesorilor și al părinților. Un ansamblu de tineri artiști duce dansul gorjenesc pe toate scenele țării. Au început lucrările în vie pentru a avea podgorii bogate și vinuri pe măsură la toamnă. Primim lecții de la cei mai buni specialiști. Rămâneți aici să gustați România! Festivalul Internațional de Pomana Porcului de la Balvanioș a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Cu o seară înainte, echipele fac cunoștință în cel mai convivial mod, cu putință, și sunt desemnați cei responsabili cu buna dispoziție a competitorilor și cu buna circulație a sângelui prin artere, precum și cei însărcinați cu definirea gustului final al preparatelor. Este un eveniment de-a dreptul spectaculos. Dis de dimineață, echipe de amatori și bucătari din toate zonele țării și din străinătate primesc porcii vii pe care îi sacrifică potrivit tradițiilor locale. Și apoi, toată ziua de lungă, măcelăresc, tranșează, toacă, scot slănini, gușe și jamboane, pregătesc măruntaiele pentru lebăr și caltaboși, aruncă cu mirodenii frământă, prepară minuturi pentru pofticioșii de pe margine, umplu cârnații și împăturesc sarmalele. Totul începe cu o paradă a costumelor populare specifice fiecărei zone, echipele purtând steagurile României, ale regiunii și ale țării de proveniență. Anul acesta, datorită unei situații geopolitice atipice, ne va explica domnul primar, echipele au fost chiar dezechilibrate de două ori mai multe din Ungaria decât din România, ceea ce nu înseamnă că nu s-a găsit câte un premiu pentru fiecare. Bine ați venit la Băile Balvanioș, județul Covasna, cu ocazia 10-a ediție a Festivalului Internațional Pomana Porcului. Și cu această ocazie nu se prezintă echipele, că o să fie prezentate pe la mese, o să vadă toată lumea. Lucrul este întoi, vremea este frumoasă, cu tot frigul de februarie cu grade în minus, licorile încălzitoare au multe grade cu plus și alunecă pe gâturile meșterilor, cuțitari, cârnățari și degustători. Fiecare echipă încearcă să impresioneze juriul, care, apropo, este alcătuit din personalități de seamă din Ordinul Cavalerilor Vinurilor, Ordinul Bavarez Masa Albă, Asociația Husarilor din Covasna și Mureș, Asociația Bucătarilor din Turism. Prezentarea făcută pentru inspecția juriului este esențială, ca și gustul preparatelor. La gustări am fost impresionați de creierul călit proaspăt cu multă ceapă pe disc și de ceaunul cu cubulețe de sânge închegat și iarăși o grămadă de ceapă și picanterii. Varza călită pe plită cu multă paprică, vin roșu și cu bucăți mari de porc mai grăsuți era o minune. Ficatul fript servit cu usturoi senzațional. Și aici vorbim numai despre bucatele la care dura mai mult încinsul focului decât gătirea propriu-zisă. Sarmalele, ciorbele și cârnații vor fi serviți la masa sărbătorească la încheierea festivităților. Domnule primar, am avut privilegiul să fim aici de la prima ediție a festivalului. Cum vă simțiți la cea de a 10-a? E o ediție oarecum jubiliară. Da, mă simt foarte bine, normal. Avem și o zi formidabilă. Cer așa de albastru de mult n-am văzut. Avem 17 echipe. Văd că și atmosfera între echipe e foarte bună. Aseară s-a
la masă s-a făcut trage la sorți, fiecare două echipe fac un porc, e un festival destul de complex, primesc porcul viu la ora 9 și la ora 14 deja trebuie să prezinte minim 3 preparate pentru jurizare, dar normal că fac mai multe. Sunt unele echipe care sunt mai bine pregătite, care au mai fost și știu despre ce e vorba. Sunt unele echipe care vin de prima dată și atunci nu sunt așa de pregătite, dar va fi un festival de un nivel foarte mare. La ora 16, maxim, vrem să facem și premierea. Ne-am pregătit, avem premii foarte frumoase la a 10-a ediție a festivalului, medalii foarte frumoase și sper că la 11-a ediție o să vină și mai multe echipe. Despre asta vreau să vă întreb, că din păcate observăm o mai puțină diversitate, mai ales în ce privește participarea internațională. Iar dumneavoastră, cel puțin aseară, aveați o explicație, atât socială cât și politică. Este o perioadă mai ciudățică în România, în Ungaria, statele care ne înconjoară. Sperăm la 11-a să vedem ediții din acelea cu multe țări din străinătate și multe regiuni etnografice românești. Normal, știți foarte bine, de-aia avem noi mai multe echipe din Ungaria, pentru că anul ăsta a fost alegeri în Ungaria, normal că deja ei sunt peste hopul ăla, vin cu mare bucurie, au 5 ani în față. Noi ne pregătim de alegeri și pe consiliile locale, primările sunt mai retrase, au alte probleme. Acum și partea geopolitică cu Ucraina, să nu mai zic că e mai greu, plus că e iarnă, drumuri, frig, nu e atâta siguranță, dar e bine de știut că Turia, Balvanioș, avem mai multe festivaluri și o să avem, de exemplu, în septembrie, cu ocazia zilelor Comunei Turia, un festival gastronomic tip mozaic, care va fi cuplat cu Festivalul Bulzului. Și atunci avem deja confirmate echipe din Slovenia, Ungaria, Slovacia, Germania, Polonia și Grecia. E mult mai ușor să vină vara, toamna, decât să vină iarna. E un festival mai greu, la sfârșitul Farșangului, începe imediat Postul cel Mare și perioada asta anului destul de aglomerat pentru toată lumea. Acum desfășoară și toate târgurile de turism în toate țările din jur. E foarte, foarte încărcat și programul Consiliul Local cu ocazia Farșangului. Farșangul în centrul Europei înseamnă sfârșitul perioadei de distracții și începutul, intrăm în Postul cel Mare. Oricum, ce este de apreciat și ceea ce am lăudat la fiecare dintre ediții este această atmosferă de conlucrare, de prietenie. Lipsesc 2 kg de ceapă, dăm tu, uite, ia niște paprika de la mine, mai ai 2 metri de maț de porc, că și toată lumea se ajută. Asta este un lucru lăudabil. Da, de fapt, peste tot ce trecem de festival, de concurs, de orice, de fapt, pentru ce facem? Pentru prietenii, să leagă prietenii între comune. Deja la 10-a ediție avem foarte multe localități și comune care s-au întâlnit aici și deja sunt prieteni. Și între ei s-au făcut localități înfrățite. Eu zic că ăsta e cel mai important. Acum ați văzut, aseară s-au prezentat foarte multe echipe în porturi populare, dus pălincă, țuică unul altul, vin, prăjitură. De fapt, ăsta e important, să se lege niște prietenii, că de fapt viața e foarte scurtă și trebuie trăită. Pe la ora 14, vâlvătăile focurilor au fost oprite, ultimele retușuri la mesele de prezentare au fost grăbite, parada fastuoasă a membrilor juriului a început. N-a fost o misiune ușoară, pentru că nu erau două gusturi la fel. Costumele tradiționale îți luau ochii, iar presiunea psihologică a susținătorilor fiecărei echipe
era uriașă. Cam 2 ore de aprecieri, degustări, asocieri între feluri de mâncare, chestionări despre felul și originea mirodeniilor folosite, metode ulterioare de conservare a produselor proaspete, sărare, uscare, afumare, marinare, conservare la garniță, ori combinații între acestea. După mai mult de o oră de deliberări și dezbateri, podiumul adăpostea masa cu cupele, medaliile și diplomele, iar emoțiile concurenților ajunseseră la maxim. Auziți vaza aceasta călită pe disc? Cum se servește, așa simplă sau alături de ceva produse ale porcului? Bună ziua, sunt Fossi Bailo. Varza asta pregătim cu vin roșu și se servește cu carne. În minte înaltă facem carne prăjită tot la plita asta și se servește carne cu varză. Varză prăjită în vin roșu. Produs tradițional de la Sărmășac. Tradițional din Ungaria. Și eu sunt din Ungaria, așa vorbesc românește, nu vorbesc corect, încerc să vorbesc ca să înțeleagă toată lumea, dar așa facem noi la Nocholas. Dar alte produse la acest festival concurs, care vor fi pregătite? Vrem să facem un cărnaț lung, peste 10 metri. Auziți, se pare că porcul ăsta a fost prea cu minte în timpul vieții, n-a luat bătaie, acum ia numai mațul lui. Da, n-a luat bătaie, a fost crescut normal, ca la țară. E urmă. Cam la cât a ieșit ăsta, așa din ochi de măcelar? 10 kilograme. Câți metri? Asta, în jur de 1,5 metri. Dar putem să-l facem și la 16 și la 20, cât e mațul de lung. Da, dacă nu pleznește, dacă... Nu, ăsta nu pleznește. 100% e maț original din România. Auziți, dar mațul ăsta, cârnatul ăsta, cum e mai bun? Acum proaspăt sau trebuie zvântat, afumat sau cum? Bine, acum proaspăt e bun. Acum proaspăt? Aia... Niciodată când faci cârnați, chiar dacă vrei să-i pui la afumat, tot nu poți să nu mănânci din ei atunci, pe loc. Asta este, acum este originalul. Acum este cel mai bun. Noi în fiecare an ne participăm aici la Festivalul Pomana Porcului și, ca de obicei, cum ne-au învățat bunicii, facem, cum vedeți aici, facem sângerete. Foarte multă carne grasă și organe. Cum se va echilibra gustul? Cu sângele închegat sau cum? Explicați-ne, că noi suntem profani. Dar nu știu să explic, dar o să veniți și gustați la urmă, că o să fierbem. O să fierbem și o să prăjim și o să veniți și gustați. Dar se umple în maț obișnuit de porc și apoi se fierbe? Da, în maț obișnuit se umple și se fierbe după aia. Și se pune la cuptor și se prăjește. Ah, deci sunt, practic, sunt 3 etape calde și acestea au fost fierte. Punem și mere și ceapă. În interiorul sângeretelui? Da, da, da. O să amestecăm și punem și mere și mere și ceapă. Trebuie să fie ceva deosebit. E prima oară când aud. Să gustați. Nu plecați, nu? Nu plec. Na, bine, atunci la urmă veniți, peste 2 ore o să fie gata. Nu. Din ce ne uităm așa pe masă, fie de bea v-ați apucat de treabă, fie sunteți la final. Mi-ați explicat că acolo fierb măruntaiele pentru caltaboș. Mai departe, ce gătiți? Cârtaboșul propriu zis și toba. Și toba tot din ceaun o să vină? Tot din ceaun, sigur că da. Acum facem tochitura și cu asta gasta. O tochitură specială pentru nordul Carpaților sau zona centrală? Zona centrală a Ardealului. Ce are special? Fainoșag. Dar a spus cu carul sau cu lingurița? Cu măsură. Ia spuneți-mi, doamnă, cum ați învățat dumneavoastră bucătăria aceasta și cum începe să vă placă să mergeți la festivalul, la concursuri, că nu sunteți la primul? Nu suntem la primul, totul a început așa, ca o joacă sau ca să zic așa, ca o curiozitate. Și încet, încet am căpătat experiență și așa am început să...
să mergem la festivaluri. Despre ceea ce pregătim, le-am învățat de la părinți, de la bunici. Practic sunt lucruri tradiționale și de la ei am învățat. Astea roșiile presupun că o să meargă. Bine mersi la tochitură. Eu acum aș vrea să vă întreb despre specificul acestei echipe aparte. Echipă formată din... Doar din polițiști. Din polițiști, faceți parte din Asociația Internațională a Polițiștilor Regiunea 1 Covasna. Toți suntem polițiști activi. Am zis că să demonstrăm că și polițiștii să pricep să facă și altceva în afară decât să ia măsuri atunci când este cazul. Măsurile legale, bineînțeles. Adică știu să mânuiască și cuțitul, nu doar să îi dezarmeze pe alții. Absolut. Știu să mânuiască și cuțitul, și furculița, și lingura, și toporașul când e cazul. Toate uneltele din bucătărie ne sunt familiare la toți care suntem în această echipă. Dar spuneți-mi, cine era responsabil cu buna dispoziție pe echipă? Responsabil domnul Lucian. Care este? Care este? Cu ce să vă servim? Nu, tradițională. Mi-am pus brâu invers, dar vă cer scuze. Avem o veșinată tradițională făcută special și o palincă bună. Pe mine mă interesează dacă și-a dus la bun sfârșit sau dacă își îndeplinește sarcinile, astfel încât toți membrii echipei, cât or fi dânsii de polițiști, să aibă bună dispoziție, să gătească bine, să nu greșească ingredientele. I-am stimulat un pic și la urmă i-am și criticat, că asta e, eu sunt, lucrez la resurse umane și trebuie să mai așa. Doamnelor, în sfârșit o echipă de la sud de Carpați găsesc și mă bucur să văd cu tot fumul care ne intră în ochi, undit am aici unul de sarmale. Există un lucru cu care să vă mândriți, sarmalele de Brebu, zona aceea, Câmpina? Da, sunt sarmale de la Brebu, de acolo suntem și noi, sarmale pregătite ca la Brebu. Adică, ce au față de... Poate ce au față de alte sarmale, dacă... Totul natural, adică varza pusă de noi, murată de noi, piper și sare, deci nu are alte... Bulion făcut de noi cu roșii din grădină. Și apoi gătite așa pe pirostrii, presupun că au parcă alt gust. Asta dă gustul special. Am înțeles că mai aveți cel puțin două produse speciale, chiar cu denumiri de care n-am auzit, pentru zona din care veniți, pentru Brebu. Da, avem așa numită babă, așa se numește la noi și e un nume din strămoși, să zicem. Se mănâncă numai în ziua de Crăciun și e specială pentru ziua de Crăciun. Și cartaboșu, special tot din zona Brebului. Sunt produse care se fac din moi strămoși. Bună ziua, din această frământătură de carne, de porc și condimente, ce iese până la urmă? Iese un cârnaț, cum se vede și acolo, ce se poate consuma și crud, sau dacă se pune la fumat și se usucă, atunci cârnaț uscat. Da, crud așa, se pune uscat, se pune la sfântat un pic? Se pune la sfântat și la fumat și se usucă, așa se poate consuma crud. Așa se consumă după ce se pune la cratiță. La cratiță, la frib, la grătar? Sim, la grătar sau la cratiță, la frib, sigur. Culoarea presupun că de la paprică. Culoarea de la specificul că ei folosesc foarte multe boia. Da, ei, așa, în Ungaria, că cât mai roșu să fie. Pun mai mult de un kil de la masa asta. Digai, a fost o masă foarte frumoasă. Da, aceste comunități și te așteptăm și la anul. Nici că să nu gădea tătec. Etno TV, apărător și promotor al tradițiilor acestei țări, a avut onoarea să acorde un premiu special, anume pentru că a apreciat o rară și prețioasă colaborare frățească între două echipe din două județe diferite, Covasna și Sălaj. În fiecare din aceste comune există sate și comunități atât de români, cât și de unguri, sași și țigani, care trăiesc în bună pace.
lucru care s-a văzut și la Festivalul Internațional de Pomana Porcului, unde plăcuțele indicatoare ale echipelor au fost alăturate în fața aceluiași stand de prezentare. Premiile Etno TV, nu știm cine o să primească, dar predau microfonul la domnul de la Etno TV. Bună seara! Nu atât de repede, domnul primar, că o să vă solicit serviciile de translator. Ne bucurăm să ne aflăm la cea de-a 10-a ediție, menționând faptul că am fost prezenți încă de la prima ediție, de acum 10 ani. Este o ediție jubiliară ca urmare. Mi se pare relativ adecvat și firesc ca premiul pentru organizare să meargă primăriei Comunei Turia, Consiliului Local, mulțumesc, reprezentat de primarul Attila Dragoș, pentru ambiția pe care a avut-o de la prima ediție să ducă acest festival până la acest al 10-lea moment și firește să o ducă mai departe, tot așa dezvoltându-se. Și acum, am căutat și noi printre toți concurenții, am gustat, am apreciat, am făcut comparații cu edițiile precedente și avem propriile noastre aprecieri. Etno TV, prin intermediul acestei emisiuni, gustă România, apreciind păstrarea și perpetuarea măiestriei gastronomice țărănești, purtarea mândră a straielor din străbuni și îndârjirea în a ține în viață tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile și mai ales rețetele locului și ale țării. Etno TV declară cu mândrie, prin intermediul emisiunii Gustă România, că demnă purtătoare al uneia dintre cele mai bune gusturi ale acestor frumoase plaiuri este echipa reunită a comunelor Vâlcele din județul Covasna și Hereclean din județul Sălaj. Vreau să apreciez în special conlucrarea atât între echipe cât și între etnii. În amândouă dintre comunele a fost o bucurie pentru noi să le vedem lucrând împreună cu cuțitul, cu tocătorul, cu porcul, cu mațele, cu toate astea. Mai avem și niște simbolice cupe pe care, sigur, cum ați împărțit porcul, le veți împărți. Oh, cu siguranță, da, e măsura potrivită. Și la modul simbolic, această neprețuită colecție de discuri și cărți alcătuită de regretata Marioara Murărescu, care de asemenea se poate împărți cum veți dori dumneavoastră. Noi n-am prevăzut că vom aprecia la aceeași valoare două echipe. Vă mulțumim și vă felicităm! Festivalul Internațional de Pomana Porcului de la Balvanioș în Munții Covasnei marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă și începutul muncilor la câmp, în livezi și la animale, pentru a asigura belșug familiei și comunității în general. Comuna Turia, de care ține Balvanioșul, promite un alt festival gastronomic la sfârșitul recoltelor în toamnă pentru a celebra bogăția cu care natura și munca omului va umple hambarele, șurele și beciurile pentru iarna următoare. Toți specialiștii spun că vinul bun începe din vie, iar acolo lucrările deja au început. În sudul extrem al Dobrogei se fac unele dintre cele mai premiate vinuri și vrem să aflăm cum. Rămâneți aici! Muzica populară oltenească este vestită în toată țara, iar despre dansuri ce să mai vorbim? Iar folclorul vechi, coborât dintre dealurile și munții bătrâni ai Carpaților, continuă să încânte generații și generații, și asta datorită unui fenomen din ce în ce mai rar și total nesusținut de stat.
Școlile de artă populară aproape au dispărut și doar inițiativele locale, ale unor primari cu deschidere la minte, ale unor profesori pasionați și ale părinților care încă mai pun preț pe valorile tradiționale, pot duce mai departe aceste arte. Colile din satele comunei Gorjene Runcu au reunit într-un ansamblu cei mai talentați copii, de la cele mai fragede și pure vârste până la cele complicate și fierbinți ale adolescenței. Ansamblul a luat ființă în urma unui proiect educațional pentru învățământ rural, intitulat chiar Școala noastră, continuatoare și păstrătoare a tradițiilor populare din zona noastră, pentru că am considerat că este foarte necesar și foarte util ca să continuăm aceste tradiții care sunt și la noi în zonă și în județul nostru, în județul Gorj, pentru că aceasta ne dă identitate, pentru că tradițiile și obiceiurile ne mențin mereu în actualitate și, bineînțeles, copiii să nu uite că acestea au fost moștenite de la străbunii noștri, vor continua să existe și după ce noi nu vom mai fi și ei vor prelua aceste nestemate ale folclorii din zona noastră. Ansamblul a fost denumit în memoria privighetorii cântecului gorjenesc, Maria Apostol, cea ale cărei aripi au fost frânte mult prea curând, la doar 39 de ani. Toată lumea o cinstește pe Maria Apostol, iar copiii sunt mândri să apară pe scenele țării și să ducă mai departe cântecul și dansul gorjenesc. Am avut privilegiul să participăm la una dintre repetițiile acestor mici artiști populari, finalizată și cu o mică demonstrație. Spune-mi, te rog, ce te-a atras pe tine către dansuri populare? Pasiunea pentru ele. De când sunt mică, mi-a plăcut să dansez și mi-am dat silință. Vine din familie, adică? Da. Bunici, soră. Tu ești singurul băiat din trupă? Da, dar mai vine și fratele meu din când în când, că el este la o școală din Craiova. Și cum te simți între atâtea domnișoare frumoase? Foarte bine. Te răsfață? Nu mai răsfață. Vreau să-mi spui dacă te-au împins părinții, bunicii sau profesorii către dansul popular. Nu m-a împins nimeni. Singurică? Da. De unde-ți vine plăcerea asta, dragostea asta? Păi... nu știu, îmi place foarte mult, adică... Cât timp aloci aceste activități? Păi depinde, nu. Depinde de cât am timp. Adică tot timpul liber? Da. Înțeleg că tu ești cea mai tinerică. Da. Ai avut probleme din cauza asta? Da. Colegele mai în vârstă nu sunt rele? Ba da. Copilă, de ce tremuri? Nu este timp. De ce? Păi niciodată n-am mai luat interviu. N-ai mai dat, că eu le iau. Da, n-am mai dat. Dar să dansezi nu se teamă? Nu. Nici frig nu ți este? Nu. Ia vină puțin. Ia uite, colega ta stă pe scaun, stă în picioare. Cum te simți să fii cea mai micuță? Bine. Nu ești luată deseori așa drept o păpușică cu care să se joace cei mai mari? Nu. Munca cu copii de vârste fragede nu e tocmai ușoară, mai ales că și școala trebuie respectată. Dar micii artiști nu se plâng și au parte de un coregraf coordonator cu experiență și pasiune, doamna Constanța Pobirci. Doamna Pobirci, sunteți o experimentată dansatoare. Cum este să lucrați cu atâția copii tineri, adolescenți, să învățați ceea ce dumneavoastră știți? Foarte frumos. Sunt, cred că, a patra parte din tot efectivul pe care l-am avut de 10 ani. Vă dați seama că am avut generații de generații. În primul rând îmi plac copiii, îmi place dansul popular. Și plăcându-mi aceste două lucruri, am avut foarte multe realizări, foarte multe premii obținute. Am mers și aproape de graniță, la comunitatea sârbească, unde am obținut o diplomă foarte mare și prețioasă. Extraordinar de mult îmi plac, mi-a plăcut tradiția
noastră gorjenească. Dar în afară de priceperea profesională, să spun așa, vă trebuie și o adevărată măestrie pedagogică, să-i țineți aproape, să vrea să vină lângă dumneavoastră, să vă iubească. Da, și cred că și ei mă iubesc. Neapărat trebuie să ai un suflet foarte, foarte bun, să te lupți pentru ei, să te ceri cu domnii profesori, cu domnii directori, și mă lupt și mă cer cu dânsii pentru ei, pentru că sunt niște plăstare enorm de fragile, au un suflet foarte, foarte fragil, și dacă nu le dai dragoste din suflet și apropiere, nu obții nimic. Fără dragoste, nu obții nimic. Pentru această inopinată filmare, ansamblul Maria Apostol a pregătit o suită de dansuri gorjenești care ilustrează bucuria sărbătorilor, la care sătenii se adunau în centrul sau în marginea localității, unde era loc mai bun, și petreceau împreună. De ce vorbim la începutul primăverii despre facerea vinului? Pentru că nu e masă sărbătorească 1 martie, 8 martie, fără un pahar de vin bun. Pentru că nu-i remediu mai natural pentru simptomele guturaiului decât o cană de vin fiert cu scorțișoară. Și pentru că este momentul în care vinul nou din strugurii de anul trecut iese pe piață. Dar avem și un motiv în plus. Un producător dobrogean de vinuri cu o îndelungată tradiție s-a gândit ca, odată cu vinurile sale, să promoveze cetățile antice, miturile și legendele din sudul județului Constanța.
tărâmurile dintre Dunăre și Mare, binecuvântate de soare și de soluri, cum nu se poate mai potrivite creșterii viței de vie, dar și de o tradiție milenară, meritau de asemenea și o idee de viitor. Trasarea unui drum al vinului, cum există deja de zeci de ani în țările cu tradiție și cum s-a mai încercat și în România cu slabe rezultate însă. La Ostrov, în sudul extrem al județului, pe malurile Dunării și la o aruncătură de băți de vecinii bulgari, tradiția cultivării viței e veche de veacuri. Din 1959, zona a fost profilată pe strugurii de masă, însă de câțiva ani soiurile nobile au găsit aici teren fertil. Se face vin de calitate din soiurile albe autohtone, fetească albă, fetească regală și crâmpoșie, și din soiurile post-filoxerice adaptate Sauvignon, Chardonnay, Pinot Gris, Moscato Tonel și Riesling italian. De asemenea, la mare preț sunt ancestrala și viguroasa fetească neagră, soi dacic, dar și mai tinerele Cabernet Sauvignon, Merlot și Pinot Noir. Vă vom face mai întâi o introducere în tehnologia ultramodernă de fabricare a vinului, care firește începe din vie. În podgorile mari, cum este aceasta de peste 1300 de hectare, tunderea viței de vie începe încă din ianuarie și poate continua până ce pocnesc primii muguri. Iar operațiunea în sine presupune vaste cunoștințe și o îndelungată experiență, ne explică inginerul Ion Crăcănău pe cel mai cumplit crivăț dobrogean. Domnule inginer, se vede că, deși e gerul de pe pământ, lucrările în vie sunt în toi. Via nu așteaptă. Nu trebuie să aștepte via. Noi trebuie să lucrăm via cu simt de răspundere. Tăierea e cea mai importantă lucrare în viticultură. De aici pleacă producția pentru an. Și calitatea vinului, care firește după aceea ține și de vreme, și de soare, și de teroar. Sunt tehnici diferite, înțeleg, la strugurii de vin față de... Da. Se tăie în cordon feronat la strugurile de vin. Și clasic, adică tip viot. Lucrurile sunt foarte strict făcute cu bun simț de răspundere ca să dea producții cât mai mari și de calitate foarte superioară. Știți că există o tendință în unele părți ale lumii spre producții mai mici? Da, în unele țări din Europa merg la 7-9-11 tone, în alte zone 15 tone, 20 tone, 20 de tone la hectare. Producția la 15-25 de tone nu poate să fie strict superioară ca cele care 9-11 tone. A, da, nu e mare diferență, înțeleg, da. Spuneți-mi, care este perioada optimă de începerea tăierilor? Sau totul depinde de suprafața de lucru și mai ales de numărul de lucrători? Începând după 11-12 ianuarie, până la înflarea mugurilor. Se fac tăieri de fructificare la via de vie. După care, pe scurt, puteți să ne descrieți următoarele lucrări în vie, până la cules. Până la cules. După tăierea tăiere, legat gorzile, legat butucul respectiv, după aceea pornesc lucrările în verde, dirijat, legat, cărnit, copilit lăstarii, după aceea în lunile septembrie-octombrie recoltarea strugurilor după butuc. Sunt stropirile care sunt foarte importante, să nu apară mană, făinare, botritis și multe alte boli. Crama despre care vorbim s-a specializat în vinuri tinere de soi, cupaje și vinuri de masă, foarte căutate de publicul larg. Pentru gama obișnuită, producătorul a venit cu o idee inspirată de la experimentații francezi și care încearcă obișnuirea consumatorului cu vinul nou, aruncat pe piață în cel mai scurt timp de la obținerea ultimei recolte de struguri.
Pentru gama superioară însă, vinarii de la Ostrov au gândit o strategie de marketing pe cât de promițătoare financiar, pe atât de utilă turismului cultural și istoric regional. Domeniile viticole sunt situate într-un cadru natural magnific și în proximitatea unor obiective cultural-istorice și geologice inestimabile. Promovarea lor pe etichetele unor vinuri de calitate nu poate aduce decât beneficii atât producătorilor cât și consumatorilor și comunităților locale. Doamna Mereuță, povestea vinului pleacă din vie. Noi de acolo venim. Și vreau să vă spun, acum vorbind despre produsul final, că am admirat întotdeauna în această străveche regiune viticolă Ostrovul două preocupări. Una pentru promovarea soiurilor autentice românești, adică cele străvechi, și cea de-a doua preocupare este asocierea vinului cu istoria înconjurătoare, cu vechile cetăți, cu legende vechi care duc până către Olimp și către resurile poporului român. Asta o faceți și prin etichetă și prin promovarea soiurilor. Ați desfăcut deja un soi românesc prefiloxeric. Ce aveți în pahar? O fetească albă din gama Naiada, o gamă nouă. Iată și denumirea gamei. Gamei este o nimfă, Naiada, a izvoarelor, care ne face să ne gândim la ceva frumos, la ceva prosper, la un vis împlinit până la urmă, dacă stăm să analizăm sau să ne gândim, să mergem cu gândul la denumirea acestei game. Iată, chiar suntem în preajma dragobetelui, când ies ielele și joacă și aduc dragoste. E foarte frumoasă denumire, Naiada. Este și în această gamă ne-am gândit și am inclus soiuri românești, soiuri la care ținem foarte mult, fetească albă, crâmpoșie, fetească neagră, fără să fim rău intenționați sau fără să ne gândim la... Împotriva soiurilor clasice, care s-au așezat foarte bine și pe solurile țării noastre. Așa, și atunci am introdus în această gamă Chardonnay-ul, Syrah-ul. Soiuri care de altfel, fără de care, muscatotonelul, fără de care nu se pot face cupaje glorioase, trebuie să... În această gamă noi am păstrat tipicitatea soiului. Soiul pur. Un soi pur. La fel și zona din care au fost recoltați strugurii, mai precis parcelele, au fost cu foarte mare atenție alese, astfel încât calitatea strugurelui să se regăsească în calitatea vinului obținut. Doamnă, când spui laborator, dumneavoastră sunteți șeful laboratorului de vinificație, îți vin în minte rubete, retorte, dar dumneavoastră presupun că urmăriți vinul încă din pământul din care iese vița. E acel concept de teroar, puțină lume vorbește de el. La emisiunile despre vinuri, de obicei se iau un pahar, se privește în lumină, se miroase îndelung, deja știe toată lumea. Dar mi-ați vorbit de parcelele atent alese. După ce criterii? Un anumit soi de strugure... Deci, se dezvoltă mai bine pe un sol de un tip. Analizăm în primul rând condițiile pedoclimatice din anul în care este obținut vinul. Deci ținem o strânsă legătură cu specialiștii din fermă. Ei urmăresc evoluția plantei, după care începând cu 1 august, în funcție de an, în funcție de condițiile de climă, de temperatură a anului respectiv, recoltăm probe de struguri pe care îi analizăm,
Și în funcțiile de caracteristicile fizico-chimice și organoleptice ale strugurilor, stabilim, să spunem, data recoltării tipul de vin ce se dorește obținut. Tipul de vin ce se dorește obținut, după care urmărim evoluția, fermentația mustului, evoluția vinului în cisternă, și pentru că se știe că vinul este un produs viu care evoluează în funcție de caracteristici, de componente, de tot ceea ce înseamnă structura și calitatea lui, în bine sau în rău. Doamna Mereuță, dar cum se hotărăște într-un anumit an, în funcție de toate condițiile acelui an, ca un anumit soi să fie vinificat într-un fel sau altul? De exemplu, se știe că o fetească albă poate fi vinificată în sec sau în demisec, poate chiar în demidulce. Ca să nu mai vorbim că găsim fetească neagră, tot un soi străvechi care este vinificat demidulce. Cum se hotărăște? În funcție de starea fitosanitară a strugurilor și în funcție de caracteristicile fizico-chimice, de zahărul acumulat, de aciditatea pe care o are mustul, că practic strugurele este zdrobit și se face analiza mustului la vremea respectivă, în anul respectiv. Sunt ani buni, sunt ani foarte buni și sunt ani în care, datorită condițiilor de climă, nu ne permite obținerea unor vinuri sau a unui vin de calitate superioară sau ultra superioară. Da. Ei, ajungând în acest punct, o ultimă întrebare. Cum hotărâți cât timp să stea un anumit vin sau must la inox sau vin? Nu, mai bine zis vin. Cât să stea la baric, dacă este cazul, dacă se merge doar pe inox sau se face un monoșepaj între un vin baricat și unul ținut în inox? Înțelegeți ce întrebare vreau eu să spun, care a ieșit foarte lungă. Da, asta este o artă. Este meritul tehnologului, al enologului, al colaboratorilor din laborator, să zic, că nu sunt singură în laborator. Și atunci, în funcție de caracteristicile fizico-chimice, în care includem alcoolul, aciditatea, extractul nereducător, vedem dacă acest vin se pretează sau nu se pretează pentru a fi învechit la baric. După care, odată ajuns vinul în baric, se fac degustări repetate la perioade stabilite de enolog, în funcție de vechimea baricului, în funcție de ceea ce se dorește să se obțină. Pentru că un vin învechit la baric capătă structură, este mai taninos, este mai plin, își pierde o parte din prospețime, din fructuozitate. Acum trebuie să luăm în considerație și ceea ce dorește piața, ceea ce dorește consumatorul, pentru că sunt consumatori care preferă vinurile tinere, vinurile proaspete, fructuoase, și sunt consumatori care preferă vinurile baricate. Nu foarte mult, pentru că știți că întotdeauna cei mulți strică. Trebuie ales momentul optim de scoatere a vinului din baric, după care testat, analizat și îmbuteliat. Încă din antichitate, Dobroge era cunoscută pentru cultivarea viței de vie. Vinul obținut aici era la acea vreme unul dintre principalele produse care făcea obiectul schimburilor comerciale dintre populația autohtonă și coloniile grecești de pe malul Mării Negre. Rămâne ca și prin proiectul Drumul Vinului Dobrogean să ne întoarcem la istorie și cultură. Deja la Ostrov între vii a fost clădit un complex multifuncțional cu cazare, restaurant, facilități pentru evenimente și degustări.
Nu așteptați vremea culesului, pentru că rezervările se fac din vreme.